O să vă zic ceva din experiența mea. Atunci când mă gândesc la poporul moldav, îmi aduc aminte de bunicile mele. Una blândă, cu o inimă mare și plină de bunătate, trecută prin viață deloc ușoară, și cealaltă cu puține clase, dar cu o înțelepciune de putea-i scrie o carte. Mă gândesc la popor, la ele, și mă întreb ce se întâmplă oare că astăzi, cu atâtea oportunități și dezvoltare în masă, omul nu poate deosebi grâul de neghină, răul de bunătate, adevărul de minciună. În fiecare seară, după serviciu, merg prin Chișinău să comunic cu oamenii, recunoscătoare oamenilor care vin cu critică constructivă, avem dialoguri frumoase bazate pe argumente și mi-e trist să văd oamenii care au o părere fixă fără a ști de ce cred așa. Sigur că asta este rezultatul propagandei și dezinformării. Bucuroasă de conversație cu vorbitorii de limbă rusă care gândesc rațional și critic. În pofida minciunilor crase, noi continuăm campania, suntem printre oameni, suntem pentru oameni. Votăm pentru referendum, votăm pentru Maia Sandu președintă, unicul candidat credibil și potrivit pentru circumstanțele în care se află astăzi Republica Moldova. Votăm pentru bunăstarea poporului nostru, moldav.